Ioas avea 7 ani când a ajuns împărat și a domnit 42 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Țibia din Berșeba. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Jehoiada a luat pentru Ioas 2 neveste și Ioas a născut fii și fiice. După aceea Ioas a pus de gând să dreagă casa Domnului. A strâns pe preoți și pe levii și le-a zis: duceți-vă prin cetățile lui Iuda, strângeți bani din tot Israelul pe fiecare an pentru dregerea casei Dumnezeului vostru, grăbiți-vă cu lucrul acesta. Dar leviții nu s-au grăbit. Împăratul a chemat pe marele preot Jehoiada și a zis: pentru ce n-ai vegheat ca leviții să strângă din Iuda și din Ierusalim darea poruncită de Moise, robul Domnului, pusă pe adunarea lui Israel pentru cortul mărturiei? Căci nelegiuita aceea de bunică mea sau de Atalia și fii ei, adică taică-s-o, au pustit casa lui Dumnezeu și au întrebuințat în slujba balilor toate lucrurile închinate Domnului. Atunci împăratul a poruncit să se facă o ladă și să se pună afară la poarta casei Domnului. Versetul 15. Jehoiada a murit bătrân și sătul de zile. La moarte avea 130 de ani. L-au îngropat în cetatea lui David, la un loc împărații, pentru că făcuse bine în Israel și față de Dumnezeu și față de casa lui. După moartea lui Jehoiada însă, căpeteniile, miniștrii lui Iuda, au venit și s-au ploconit, s-au închinat înaintea împăratului. Și împăratul i-a ascultat. Și-au părăsit casa Dumnezeului părinților lor și au slujit astarteilor și idolilor. Mânia Domnului a venit asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului, pentru că se făcuseră vinovați în felul acesta. Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el, dar n-au ascultat de înștiințările pe care le-au primit. Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis: așa vorbește Dumnezeu, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Și-au neltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre, din porunca împăratului, în curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatălui Zaharia, și-a omorât pe fiul lui. Și Zaharia a zis când a murit: Domnul să vadă și să judece. După trecerea anului, oastea sirienilor s-a suit împotriva lui Ioas și a venit în Iuda și la Ierusalim. A omorât din popor pe toate căpeteniile poporului și au trimis împăratului toată prada la Damasc. Oastea sirienilor a venit cu un mic număr de oameni, totuși Domnul a dat în mâinile lor o oaste foarte însemnată, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Astfel au pedepsit sirienii pe Ioas. Când au plecat de la el după ce lăsaseră în mari suferințe, slujitorii lui au înălțit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Jehoiada. L-au omorât în patul lui și a murit. L-au îngropat în cetatea lui David, dar nu l-au îngropat în mormintele împăraților. Iată pe cei ce au înălțit împotriva lui: Zabad, fiul Shimeatei, o femeie amonită, și Iozabad, fiul Shimritei, o femeie moabită. Cât despre fiii lui și despre marele număr de prorocii făcute cu privire la el și despre dregerea casei Domnului, toate acestea sunt scrise în istoria din Cartea Împăraților. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și Te rugăm ca Tu să ne vorbești. Amin. Tu vezi nevoile noastre, Doamne, și mă rog să ne dai un cuvânt profetic prin predicare. Amin. Întărește-mă și lasă puterea și ungerea Ta peste mine, Doamne, în meritele lui Iisus Hristos. Ridică pe cei căzuți, Doamne, trezește conștiințe amorțite, Doamne, și mă rog, Doamne Iisuse, ca Tu să fii înălțat între noi în continuare. Amin. Pentru tot ce a fost până aici și va fi în continuare, a Domnului care singur este înțelept, să fie toată slava și gloria, de acum și până în veci. Amin. Amin. Vă rog frumos, luați locurile. În Sfânta Scriptură există 400 de oameni care au început să umble cu Dumnezeu. De la Geneza la Apocalipsa, 400 de oameni care au avut un start în umblarea lor cu Dumnezeu. Însă din 400 de oameni care au început să umble cu Dumnezeu, doar 89 au sfârșit cu bine alergarea. Restul s-au pierdut pe drum. M-a rugat multă vreme înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea, că e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Nu e o rugăciune rea, dar există o rugăciune mai bună. În vechiul legământ așa te rugai: ajută-mă să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Nu mă mai rog așa. Eu nu vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea, pentru că în nouă legământ există o rugăciune mult mai bună. Faptele Apostolului, capitolul 18, Biblia spune așa, fapte 20-24, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum i-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea, auzi? Nu cu bine. Că poți să-ți termini alergarea de media 5, să închizi ușa raiului după tine, ești mântuit ca prin foc. Și alta să sfârșești alergarea cu bucurie, să mor pentru Hristos cu motoarele aprinse,
Să poți să spui ca și apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Mă așteaptă nu doar mântuirea, mă așteaptă cununa neprihănirii. Și Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să sfârșim alergarea cu bucurie, lăudat să fie Domnul. Seara asta ne vom uita la un om care a început în Duhul și a sfârșit în firea pământească. Un tânăr care a început ca un mare erou pe calea lui Dumnezeu, dar a sfârșit ca un mare zerou. Un tânăr care la începutul slujirii și carierei lui de împărat, parcă avea toate virtuțile a unui om de caracter. Un om care avea pasiune pentru Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu. L-a luat pe Jehoiada, unchiul lui. Zice Biblia că l-a luat deoparte și a zis, de ce n-ai vegheat să se zidească odată, să se facă reformă în casa lui Dumnezeu? De ce n-ai vegheat? Imaginați-vă să ai un copil care să aibă pasiune așa pentru Dumnezeu și casa lui Dumnezeu. Și cu toate astea zice Biblia că omul acesta n-a fost vrednic să fie înmormântat în mormintele împăraților. Și a fost înmormântat ca oricare alt om. De ce? Pentru că a sfârșit atât de prost alergarea. Și îmi dau seama, frați și surori, că putem să începem în Duhul și să sfârșim în firea pământească. Și astăzi ne vom uita în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce să facem să terminăm alergarea asta în Duhul. Ioas, băiatul ăsta, a avut niște mijloacele harului speciale. Dumnezeu l-a iubit pe omul ăsta. Biblia spune că Ahazia, tatălui, a murit. Și mama lui Ahazia, pe nume Atalia, când a văzut că fiul ei a murit, a omorât pe toți copiii de parte bărbătească care erau pretendenți la tron și s-a instaurat ea să fie împărăteasă. 2 ani de zile a domnit într-un mod violent. Dar Biblia spune că Jehoiada, zice Biblia, l-a luat pe Ioas, care avea 1 an de zile, și 6 ani de zile l-a ascuns de ochii răi a Ataliei, l-a ascuns în casa lui Dumnezeu. Pur și simplu protejat acolo, în casa lui Dumnezeu. Și mă uit la acest Ioas și zic, ce start i-a dat Dumnezeu. 6 ani de zile să stai ascuns în casa lui Dumnezeu. 6 ani de zile n-a ascuns manele. 6 ani de zile nu cunoști poluarea lumii acesteia. 6 ani de zile numai miros de tămâie, numai cântări, numai predici, numai legea lui Dumnezeu. 6 ani de zile. Ce start a avut omul acesta? Și dacă e adevărat ce spun psihologii, că primii 6 ani de zile din viața unui copil sunt cei mai importanți în care îi amprentează viața pentru până la sfârșitul vieții lui, îmi dau seama atunci că Dumnezeu i-a dat un har special acestui copil. Ba mai mult zice Biblia, omul ăsta a fost scăpat providențial de mâna rea a bunicii sale, care și-a omorât nepoții, într-un mod special de Dumnezeu. De ce? Pentru că Biblia avea de gând să păstreze lanțul acela royal, linia genealogică a lui David, și el rămăsese ultimul. Și Dumnezeu l-a salvat ca să se continue lanțul împăraților lui Iuda, pe linia căruia trebuia să vină Hristos mai târziu. Și Dumnezeu l-a salvat într-un mod providențial. Ioas știe toate lucrurile astea. Ba mai mult, Ioas acesta mai are un har special. Să aibă un consilier, să aibă un duhovnic extraordinar, pe nume Jehoiada. Și Biblia spune așa, versetul 2. Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului, 2 Cronici 24, în tot timpul vieții preotului Jehoiada. Domnule, cât a trăit Jehoiada? Tati, am voie să fac asta sau nu am voie? Îi place Domnului sau nu îi place Domnului? A ascultat de tata lui spiritual. Când a venit vremea să se căsătorească, zice Biblia că Jehoiada a luat pentru el nevastă. Ce zici? Se potrivește aia pentru mine sau nu se potrivește? Oare nu mă distrug? Tu ce zici? Și în toate omul acesta a ascultat de Jehoiada, preotul acela cu inimă sfântă pentru Dumnezeu. A venit vremea, zice Biblia, când a crescut un pic mai mare și parcă s-a maturizat spiritual mai repede ca alții. Și s-a uitat la casa lui și a zis, bă, ce casă frumoasă am eu, dar casa lui Dumnezeu e în paragină. Tata meu și bunica mea Atalia, nelegiuita aceea de Atalia, a adus în casa lui Dumnezeu Baal și Astarteia. Baal era soțul, Astarteia era soția. Baal era o bucată de lemn construită organele genitale ale bărbatului și Astarteia un lemn, organele genitale ale femeii. Și ce a făcut? A adus imoralitatea în casa lui Dumnezeu. Și când a venit Ioas, a zis, trebuie să fac reformă. Și a distrus toată idolatria care a ajuns în casa lui Dumnezeu. Și Biblia trebuia să se facă reformă acolo, trebuia să fie casa picobello. Și pentru asta trebuia bani. Ei, dar zice Biblia, știți, când e vorba de casa lui Dumnezeu, zice Biblia, dar leviții, versetul 5, nu s-au grăbit. Să aducă bani și să meargă să strângă bani. Așa e. Când e vorba de casa noastră, la maxim. Când e vorba de concediile noastre, la maxim. Când e vorba de casa lui Dumnezeu, frate, bine și așa. Frate, bine și așa. Adevărul este următorul, frați și surori. Casa lui Dumnezeu trebuie să arate mai bine ca și casa noastră. Casa e casa lui Dumnezeu. Amin?
Mă gândiți-vă acum la acest băiat. Câtă pasiune pentru casa lui Dumnezeu. Și l-a mustrat. Ce pasiune avea omul acesta. Uitați cum o numește pe bunică sa. Nelegiuita aceea de Atalia. A pustit casa lui Dumnezeu, zice Biblia. Și te uiți la acest tânăr și îți dai seama că atâta timp cât a trăit Jehoiada, omul acesta a făcut bine și înaintea lui Dumnezeu și înaintea preotului Jehoiada. Dar zice Biblia că Jehoiada, bătrânul ăsta, a murit. Și după ce a murit, spune Biblia, versetul 17, după moartea lui Jehoiada, miniștrii de finanțe, căpetenile lui Iuda, au venit și s-au ploconit înaintea împăratului. Și au zis, băbete, în sfârșit a murit babacul ăsta. În sfârșit poți să stai tu pe picioarele tale. Ai fost ca marioneta lui babacul ăsta. Tot ce ți-o zis, ca un roboțel, ai făcut tot ce-o zis. Dom'le, uită-te la cultura vremii. Uită-te la ce ne înconjoară, la Siria, la Babilon. Ce-ar fi să împrumutăm din cultura lor prosperă? Să aducem în casa lui Dumnezeu. Nu trebuie să fii chiar așa bătut în cap să faci pe sfântocul. Tă, domnul, domnul. E bun, domnul, dar un pic, domnul, trebuie să fii mai open-minded. Să fii mai deschis la minte. Nu fii chiar așa sfântoc. Și zice Biblia că împăratul, versetul 17, într-un mod ciudat, i-a ascultat. Au venit căpetenile și au zis, vrei susținere politică? Vrei să rămâi la tron? Bă, ascultă-ne acum un pic. Bine, acum nu fă... Hai mă, că e bine și așa. Și te uiți la băiatul ăsta cu pasiune pentru Dumnezeu, cu râfnă, cu reformă pentru casa lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, ca și când n-a fost nimic, pur și simplu se leapădă de tot ce a avut. Și aduce înapoi în casa lui Dumnezeu lucrurile pe care le-a scos odată din casa lui Dumnezeu. Și întrebarea se pune, cum s-a putut face un asemenea lucru? Ce a fost cu acest Ioas? Ce a fost în mintea lui ca să asculte de aceste căpetenii și să aducă înapoi idolatria în țară? Răspunsul este următorul. Și vă rog să fiți foarte atent. Ioas l-a cunoscut pe Jehoiada, dar nu l-a cunoscut pe Jehova. Nu l-a cunoscut pe Dumnezeul lui Jehoiada. Ioas este un tânăr dresat spiritual, dar nu transformat. Știți care e diferența între un om dresat și transformat? Atâta timp cât tata și mama e lângă tine, du-te la repetiții, bă, îmbracă-ți cum trebuie. Bă, ok, îmbraci. Fă asta, fă cealaltă, tot, da să trăiți. Și când moare Jehoiada, și când e mai mama și tata lângă tine, și când e mai păstorul, și când ești în spatele ușilor închise, numai tu cu laptopul, numai tu cu telefonul, și nu-i mai Jehoiada să te vadă, el a murit, el nu-i mai acolo. Atunci, pur și simplu, cum vin căpeteniile astea, duhurile răutății, și vin și te ispitesc, păcătuiești ca și când nu a fost absolut nimic. Știi de ce? Pentru că avem de-a face astăzi cu oamenii bisericii noastre, care sunt dresați, dar nu sunt transformați. Tineri și tinere, bărbați și femei, credeți-mă, cu o formă de evlavie. Oameni care sunt ca și bibeloul pe din afară. O, pace, pace. O, sora cu tare. Frate, da, e un băiat deosebit, e o fată deosebită. Dar înăuntru, zgoi, ca bibelou, frumoși pe din afară, dar înăuntru, n-au relație personală cu Iisus Hristos. Nu iubește ce iubește Hristos. Nu urăște ce urăște Hristos. Și dintr-o dată auzi, mă, dar fata aia bună a făcut asta. Dar nu-mi vin să cred. Mă, dar băiatul ăla bun, mă. Mă, dar cum o put? Nu pot să cred. Ba, să crezi. Pentru că avem de-a face astăzi cu tineri în bisericile noastre, care au parte de un dresaj spiritual, dar ei n-au avut o întâlnire reală cu Iisus Hristos. Și dacă în seara aceasta ești aici și vezi că tot e de formă, tu vezi că în inima ta n-ai durere pentru păcat, n-ai lacrimi când păcătuiești, nu te-ai întâlnit real cu Hristos, nu ți-a transformat viața, să fie seara în care să spui, Doamne Dumnezeule, intră în inima mea, Doamne. Doamne Iisuse Hristoase, vin la picioarele crucii tale și îmi dau tot machiajul spiritual jos, Doamne. Îmi dau toată forma de evlavie și te rog, intră în inima mea. Fă rana, Doamne, scoate de acolo viermele, Doamne, și fă-mă, Doamne, să fiu sănătos în credință, lăudat și onorat să fie Domnul. Pentru că poți merge cât mergi, dar la un moment dat, dacă n-a fost ceva născut din Duhul, odată și odată, va exploda. Și ăsta e Ioas, băiatul ăsta bun care a luat fața la toți cu spiritualitatea lui. Și dintr-o dată, șoc! De ce? Pentru că nu l-a cunoscut cu adevărat pe Jehoiada, pe Dumnezeul lui Jehoiada, și anume pe Jehova, slăvit să-i fie numele.
Seara asta, frate și soră, drag tânăr care ești aici, cercetează-te. Biblia spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. De unde știu că cineva este transformat sau dresat? Care e cel mai bun test prin care știu că cineva e cu adevărat mântuit sau nu? Poate că cel mai bun test pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură este următorul. Când păcătuiești, îți lăcrimează ochii. Când păcătuiești, mă refer și dacă nu sunt probe video, și dacă nu te-a văzut nimeni, simți că ai ofensat pe Dumnezeu? Îți vine să te duci undeva într-o cameră să spui, ai milă de mine păcătosul, împotriva ta am păcătuit. Zidește în mine o inimă curată. Pune în mine un duh nou și statornic. Simți că prin păcat s-a scurt-circuitat relația ta cu Dumnezeu? Dacă poți să trăiești în pornografie, dacă poți să trăiești în ură, în amărăciune, în invidie, în gelozie, în răutate și nu te doare și nu cauți fața lui Dumnezeu, poți să porți batic în față cu 3 noduri. Poți să ai cravată sau nu. Dacă nu există lacrimi pentru păcat, e o formă de evlavie. Dumnezeu vrea să vadă oameni care sunt sensibili la lucrarea Duhului Sfânt. Oameni care să iubească ce iubește Hristos. Oameni care să urască ce urăște Hristos. Oameni care să fie asemenea Fiului, chipului slavei sale, lăudat să fie Domnul. Aceasta e criza, frați și surori. Avem cântăreți, avem coruri, avem de toate și slavă Domnului, avem biserici frumoase. Dar zice Biblia, iată comoara Sionului. Frica de Domnul este comoara Sionului. Și Dumnezeu se uită la noi și vrea să vadă oameni reali. Și când moare Jehoiada, și când nu-i mai mama și tata, și când vin duhurile răutății și e singur în studenție, acolo în chirie, numai tu, cu Dumnezeu, tu să trăiești curat și sfânt. De ce? Pentru că ai Duh Sfânt în tine și vrei să-L onorezi pe Iisus Hristos, slăvit și onorat să fie Domnul. Amin? Știți care e diferența între un porc și o pisică? Dacă vrei să ții un porc curat, îl speli bine cu furtunul, îi pui o fundiță și îl poți și sprea cu Chanel. Dar dacă vrei să-l ții curat, trebuie să-l ții în lanțuri. În momentul în care ai rupt lanțurile, primul lucru care face și unde merge? La mocirile. Și de ce? Care e natură de porc de aia? Pisica are o altă natură. Pisica, dacă vede mizerie, umblă așa. Și dacă cumva s-a întâmplat din greșeală să se murdărească, există ceva pus de Dumnezeu în ea și imediat ce face? Se curăță, nu-i place. Ați înțeles ideea? Dacă ești născut din Dumnezeu, tu nu poți să stai să te bălăcești în păcat. Lasă, frate, nu-i curvie, numai că e ură străveche. Tu nu poți să stai acolo, de ce? Pentru că e ceva în tine, e altă natură, e Duhul Sfânt în tine. Alarma funcționează, radarul funcționează și spune, cum ai putut? Și dintr-o dată vrei să-L cauți pe Dumnezeu, vrei să ai relație vie cu Dumnezeu și te duci și ce faci? Te curățești. 1 Ioan 3:3, Biblia spune așa, oricine are nădejdea asta, ce face? Zice stare. Oricine are nădejdea care? Că va veni El, versetul 2, anterior. Că-L vom vedea pe El cum? Așa cum este. Ce face? Un om care așteaptă venirea lui Hristos, ce face? Se curăță. După cum El este curat. Frați și surori, aceasta este cea mai mare nevoie. Să vadă Dumnezeu oameni care au frică de Dumnezeu. Oameni care n-au frică de Dumnezeu numai în biserică. Și și când sunt singuri în hotel, și când sunt singuri în spatele ușilor închise, oameni care să trăiască cu această alergie la păcat, asta dovedește că ești născut din Dumnezeu. Dacă nu zice Biblia, te uiți la Ioaș și îți dai seama că a cedat așa de ușor. De ce? Pentru că n-a fost nimic real. Totul a fost un dresaj spiritual. Și ne rugăm pentru toți copiii noștri să aibă o întâlnire reală și specială cu Domnul Iisus. Să fie momentul acela în care să spui, Doamne, vin la crucea Ta, Doamne. Și te rog în sângele Tău, curățește-mă Tu, Doamne. Spală-mă, Doamne Dumnezeule. Amin? Amin? Biblia spune, când a văzut pe tânărul ăsta că merge pe arătură, în loc ca Dumnezeu să zică, uite, bă, te zdrobesc ca pe o muscă. Putea Dumnezeu să facă așa, da sau nu? Putea Dumnezeu să-l tune, da sau nu? Și era și drept dacă făcea așa.
Dar uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu, versetul 19. Domnul a trimis la ei proroci să-i întoarcă înapoi la el. Spuneți-mi, bun Dumnezeu, când l-a văzut că omul ăsta o ia pe arătură, în loc ca Dumnezeu să se judece cu el, zice, Ioase, te iubesc, eu știu cum ai început, întoarce-te înapoi. Și vreau să spun ceva în seara asta. Atâta timp cât simți că Dumnezeu îți mai vorbește, este un semn că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Faptul că Dumnezeu îți mai vorbește, faptul că în seara asta ești aici și auzi cuvântul lui Dumnezeu, este un semn că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Eu sunt prorocul acela, eu sunt trimisul lui Dumnezeu să-ți spun, întoarce-te! Nu te mai du acolo, întoarce-te la Dumnezeu! Și asta este un semn că Dumnezeu te iubește, faptul că îți vorbește. Dar zice Biblia, dar n-au ascultat din științările care le-a primit. Versetul 20 zice Biblia, Domnul ce face? Își scoate asul de sub mânecă. Și anume pe Zaharia, fiul preotului Jehoiada, care era verișorul lui. Și ia asul de pe mânecă și îi dă un ultimatum. Și Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu. El s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Domnul. Pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși. Pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. În loc ca omul ăsta să zică, bă, mi-a vorbit Dumnezeu prin verișorul meu. Și cine este Zaharia? Uitați cine este Zaharia. 2 Cronici 23, versetul 11. Au adus înainte pe fiul împăratului. I-au pus cununa împărătească, când l-a hirotonisit, da? I-au pus cununa împărătească și mărturia și l-au făcut împărat. Și acum ascultați. Și Jehoiada și fiii săi, adică Zaharia, l-au uns. Și s-au bucurat și au zis, trăiască împăratul. Cine este Zaharia? Cel care s-a bucurat, cel care și-a pus mâinile pe, cel care l-a uns și-a zis, trăiască împăratul. Și Domnul vine și zice, du-te Zaharia, plin de Duhul meu și spune-i, dacă ai călcat poruncile Domnului și nu te întorci, nu vei propăși, pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Ce a făcut Ioas? Când a auzit lucrul ăsta, ce a zis? Bă, are dreptate, mă. Bă, taică s-a avut dreptate. Bă, el a fost tata meu spiritual. Bă, mă smeresc. Așa a făcut. Nu, uitați ce a făcut. Ce Biblia, versetul 21. Și-au uneltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre. Din porunca împăratului. În curtea casei Domnului. Cum a putut să facă asta? Cum a putut? Simplu. Dacă nu ești născut din nou, când simți că imaginea ta e șifonată și nu-i Duhul Sfânt în tine, devii o fiară, pentru că niciodată n-ai fost transformat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am auzit de un indian care a avut un pui de leu. Era cel mai bun prieten al lui și tot l-a crescut. Cuțu, 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 cuțu. Și leul ăla s-a făcut mare. Stătea într-un conac de la mare cu câteva etaje. Leuțul ăsta era his best friend, prietenul lui cel mai bun. La un moment dat, istoria spune că indianul ăsta s-a pus pe un șezlong și a dormit acolo. Și a venit cuțul. Și cuțul ăsta a venit la stăpânul lui, nu? Și tot i-a lins mâna, atât i-a lins mâna, până când a văzut acolo un firicel de sânge. Și când a văzut sângele ăla, toate instinctele animalice s-au prins în el. Și stăpânul lui a fost prada lui și l-a mâncat în timp ce dormea. Așa se întâmplă și astăzi. Nu ești născut din Duhul Sfânt? Dacă nu ești născut din Duhul Sfânt, poți să fii așa dresat, cuțu, cuțu. Dar dacă nu-i naștere din nou, dacă nu-i întâlnire cu Dumnezeu, vine momentul ăla când Dumnezeu vine și spune, te mustră. Și nu ca să spui ca David, așa e, am păcătuit. Nu, ăla trebuie să moară. Nu, ăla să nu mai vină pe aici. Nu, inventez eu ceva despre el că nu-mi place că mi-au zis să mă pocăiesc. Și iei pietre, și iei e-mail-uri, și iei telefoane, și pui nori negri de suspiciune asupra lui. De ce? Pentru că nu ești născut din Duhul. În loc ca omul ăsta să cadă cu fața la pământ, să zică, Domnul mi-a vorbit. Iată că un om care nu-i născut din Duhul lui Dumnezeu, când este luat de mânecă și mustrat, în loc să cadă cu fața la pământ, ia pietre și ucid oamenii lui Dumnezeu. Frați și surori, când Dumnezeu îți vorbește, lasă piatra jos. Și în inima ta să spui, frate, în inima ta, așa e, oricum tu nici jumătate nu știi din cât ți-mi ai zis. Mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu.
Doamne, de a-mi lua pietre la robii Tăi care ne-au vorbit prin Duhul Sfânt să ne pocăim. Și nu ne-a plăcut fața Lui și ne-a plăcut tonul Lui, Doamne Dumnezeule. De sunt dresat, Doamne. Doamne, vin cu dresajul ăsta și Te rog, sparge-l Tu, Doamne. Și fă-mă, Doamne, transformă-mă Tu, Doamne, într-un copil care să iau seama la cuvântul Lui Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. Dar spuneți-mi, se lasă Dumnezeu bajocorii, da sau nu? Nu se lasă. Știți că Domnul Iisus Hristos se laudă cu Zaharia, omul acesta? La un moment dat spune în Matei așa, se va cere acestui neam tot sângele vărsat, de la neprihănitul Abel, până la Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați ucis unde? Între templu și altar. Are Dumnezeu în agenda Lui oamenii care au suferit pentru numele Lui? Oamenii care au avut curaj să spună așa vorbește Domnul. Oameni care au fost fideli cuvântului Dumnezeu. Și n-a avut tată, și n-a avut mamă, și n-a avut verișori. Și a spus, Domne, e în Biblie, frate. Și pe oamenii ăștia care sunt luați la pietre, la pum, pe oamenii ăștia care într-un mod foarte political corect îți dați afară, spuneți-mi, îi ține Dumnezeu minte? După 2000 de ani Biblia vine și spune, mi-aduc aminte de sângele acelui neprihănit Zaharia. Și frați și sorori, Dumnezeu caută și astăzi bărbați și femei care să aibă curajul, să piardă reputație, nume, bani, orice ar fi, dar să rostească cuvântul Domnului așa cum este. Amin? Amin. Uitați ce zice Biblia în Deuteronom. Biblia spune așa despre fiii lui, despre Levi. 33 Deuteronom, versetul 19. Versetul 9. Levi a zis despre tatăl său și despre mamă sa. Nu i-am văzut. Și despre frații lui. Nu vă cunosc. Iar de copii, n-a vrut să știe de ce. Ei păzesc cuvântul și țin legământul tău. Adică atunci când vine vorba de principiile lui Dumnezeu, ei spun, n-am mamă, n-am tată, nu fac discriminare, ci eu țin cuvântul lui Dumnezeu. Și poți să fii neam cu mine? Bă, dacă ai păcătuit, dacă ai călcat porunca lui Dumnezeu, e un mod prin care Dumnezeu cu dragoste vrea să te corectezi, nu? Păi dacă ai cancer, și eu sunt doctor. Și eu văd că ai cancer, dar nu vreau să te supăr. Și zic, auzi, de fapt tu ai o cădere de calciu. Ia un pic de calciu că o să te faci bine, dar eu știu că ai cancer, dar nu vreau să spun să nu te superi. Spuneți-mi, aș merita să fiu dat în tribunal? Aș merita o bătaie, da sau nu? Adică, bă, să știi și să taci, ăsta e Zaharia, umplut cu Duhul lui Dumnezeu și vede cancerul acolo. Și omul acesta zice, trebuie să te vindești, că dacă nu, vine mânia lui Dumnezeu. Și Biblia spune că omul acesta a dat poruncă la șmecherașii lui și au neltit împotriva lui și l-au ucis cu pietre din porunca împăratului în curtea casei Domnului. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care avusese față de el Jehoiada, tatălui, și-a omorât pe fiul lui. Și Domnul a zis când a murit, Domnul să vadă și să judece. A plătit greu, dar a rămas pe buzele Mântuitorului. După trecerea anului, zice Biblia, versetul 23, adică i-a dat Dumnezeu un an de meditație. Bă, ce ticălos am fost. Bă, l-am omorât pe pruncul binefăcătorului meu. Bă, dar mi-au zis bine, măi, după Biblie, mă. Bă, dar cum am putut să fiu? Și lasă Dumnezeu un an de zile să coacă lucrurile, să vadă oare, dacă se pocăiește. Dar după trecerea anului, când Dumnezeu a văzut că nu există pocăință, Domnul a trimis oastea sirienilor și s-a suit împotriva lui Ioas. Și acum ascultați. A omorât mai întâi din popor pe cine? Pe cine? Pe acele căpetenii ale poporului care ce-au făcut? Lingușitorii. Hai, mă, frate. Taci, mă. Ia de aici. Bine. Ia. Și Domnul a zis, e adevărat, Ioase, tu ești de vină pentru asta. Dar vai de cel prin care vine ispita. Și Dumnezeu se judecă mai întâi cu lingăii. Cu ăia care l-au dus în ispită. Și ia pe toate căpeteniile astea care i-au sucit mintea și zice, mai întâi voi trebuie să plătiți. Și după aia, zice Biblia, se duce la Ioas. Și când ajunge la Ioas, spune Biblia așa, păi Ioas nu l-a omorât. Era prea ușor să moară așa simplu. Versetul 25. Când au plecat de la el, după ce lăsaseră mari suferințe, slujitorii lui au înălțit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Jehoiada. L-a omorât în patul lui și a murit și l-a îngropat în cetatea lui David. Tu nu poți să mori așa simplu. Da, mă jude cu acele căpetenii. Și ascultă-mă, dacă vrei tu să tragi sforile din spate și să induci în eroare
într-un mod voit oamenii lui Dumnezeu. Ascultă-mă, mi-ar fi frică în locul tău. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu nu se lasă bajocorit și a început cu cine? Cu cine? Judecata. Cu cine? Cu aia care tătă zora telefonii. Tătă zora cu sforile trase. Nu, zice Biblia. Ăștia, zice, vor fi primii. Și apoi și tu, că n-ai fost omul lui Dumnezeu. Și zice Biblia, l-a îngropat și s-a terminat cu el. Uitați cel mai trist verset din acest pasaj. Versetul 27. Că despre fiii lui și despre marele număr de prorocii făcute cu privire la el. Și despre dregerea casei lui Dumnezeu. Omul ăsta moare într-un mod prematur. La câți ani? Ioas ajunge împărat la 7 ani, a domnit 40 de ani. Deci la câți ani moare? 47. Domnul zice, am avut planuri mari cu tine, băiete. Ți-am făcut număr mare de prorocii. Și cum voiam eu să te folosesc? Și cum voiam eu să-mi arăt slava? Dar n-ai vrut. Nu-i trist să-ți vorbească Dumnezeu prin proroci, real. Te-am pus din pântecele Maicii tale deoparte. Am un plan cu viața ta. Și să știi că Domnul are plan cu viața ta și măcar că Domnul îți vorbește și tot îți vorbește, Dumnezeu să anuleze acele planuri extraordinare. De ce? Pentru că ai rămas în încăpățânarea ta și ai zis, nu mă pocăiesc. Eram la tineret undeva în Oradea și după ce am predicat acolo și am spus, dacă vrei ca Domnul să te folosească, trebuie să te sfințești. Că oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și-a venit la mine un tânăr și-a zis, frate Gabi, stai să spun ceva. Deci eu am avut lucrare prin vasul ăla, bă, de la Domnul. Și Domnul mi-a vorbit, care plan cu mine, că mă va face un mare evanghelist. Zice, bine, acum mai am eu păcățele așa de buzunar. Bă, dar Domnul mi-a promis. Dumnezeu nu minte. Așa că mai am eu așa, dar oricum Domnul a promis. M-am uitat la naivitatea lui și am zis, deschide cu mine. La Ieremia, capitolul 18, versetul 9, unde Biblia spune așa, tot așa însă, deodată zi despre un neam sau despre o împărăție, că-l voi zidi, am plan cu el, dar dacă neamul acela pune acolo numele tău, face ce este rău înaintea mea, Bun, ai făcut rău și n-ascultă glasul meu și stă în încăpățânare. Teme-te de versetul ăsta. Atunci, de ce stare? Îmi pare rău. Eu mă tem de versetul ăsta. Atunci îmi pare rău, zice, și de binele pe care aveam de gând să-i fac. Anulez planul, măcar că deodată am vorbit. Vreau să-l binecuvântez. Vreau să ridic. Vreau să-i dau daruri spirituale. Vreau să-mi arăt slava în mod special prin el. Dar zice, dacă stăruie și n-ascultă glasul meu, Dumnezeu poate să anuleze planul. Și Domnul se uită la Ioas și zice, că despre numărul mare de prorocii făcute cu privire la el, toate sunt scrise undeva, degeaba, că moare prematur, la 47 de ani, pentru că n-a vrut să asculte de glasul Domnului. Frați și surori, este o seară de cercetare. Fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Și dacă sunt domenii în viața ta în care Dumnezeu îți vorbește poate de ani și ani de zile, ia seama la cuvântul lui Dumnezeu. Ia seama. De există domenii în viața ta în care pur și simplu nu vrei să te pocăiești și sfidezi harul lui Dumnezeu. În seara asta spune, Doamne, pun mâna pe telefon și zic, frate, iartă-mă. Trebuie să faci asta. Dacă e domenii în care parcă vrei să lupți și nu poți să biruiești, îți dau un sfat. Sună un Jehoiada. Caută un duhovnic. Caută pe cineva mai mare, mai tare spiritual ca tine. Caută un număr pe care să plângi. Fă-ți un detox spiritual și spune, frate, m-a înșelat căpeteniile astea ale întunericului. M-a dus pe altă parte. Dar eu nu vreau ca Dumnezeu să anuleze planul. Nu vreau să judece cu mine în carne, datorită neascultării, ca și cu Ioas.
Frate, roagă-te pentru mine. Cere ajutorul lui Dumnezeu. Nu-ți privatiza păcatul. Nu-ți privatiza durerea. Caută pe cineva. Și dacă vezi că mesajul ăsta a fost pentru tine, știi ce să faci? Du-te în seara asta singur undeva, într-un parc numai tu cu Dumnezeu. Închide ușa după tine și spune, Doamne, împotriva ta am păcătuit. Doamne, parcă de atâția ani mă învârt ca într-un sens giratoriu. N-am propășire spirituală. Îți tot acolo de 10, de 20 de ani de zile. Ca poporul Israel, 40 de ani de zile. Se învârte în pustie după un munte. Doamne, sunt acolo. Păcatul m-a legat, Doamne. Doamne, rupe orice legătură, Doamne. Trimite Duhul Sfânt peste viața mea. Să te duci la crucea lui Hristos. Să spui, Doamne Iisuse Hristoase, numai Tu poți. Eu vreau, dar nu pot. Desleagă mintea mea, Doamne. Afecțiunile mele păcătoase, Doamne, mustră-le Tu, Doamne, și dă-mi afecțiunile Duhului Sfânt. Dacă nervii spirituale sunt tociți, spune, Doamne, activează-mă înapoi pentru Tine și fă ca prorociile și planurile care ai cu privire la viața mea să se împlinească 100%, lăudat să fie Domnul. Dacă te vezi aici ca un tânăr, cum am spus, dresat, dar nu transformat, ca un bibelou, frumos pe din afară, dar înăuntru n-ai relație cu Iisus, nu te doare. Nu citești Biblia. Credeți-mă că sunt tineri astăzi care ar prefera iarna să le iei caloriferul din cameră, dar nu telefonul din mână. Nu poate fără el. Și n-ai pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și nu te închizi în cămăruța ta. Nu iubești ce iubește Dumnezeu. Nu urăști ce urăște Dumnezeu. Să fie seara în care să spui, Doamne, scoate-mă din orice dresaj spiritual, Doamne. Scoate-mă Tu, Doamne. Și ajută-mă, Doamne, să fiu real înaintea Ta, Doamne. Doamne, Tu faci rana și Tu o vindești, Doamne. Dar ajută-mă, Doamne, să fiu sănătos în credință. Dacă vezi că ai luat-o ca și Ioas, prun de pocăit, dar ai luat-o pe drumuri rătăcite, cu masca de penticostal, baptist sau orice ai fi, dar vezi că viața ta ascuns nu-i cum vrea Domnul. Domnul zice, întoarce-te înapoi. Fiu rătăcitor, întoarce-te, vino la crucea Domnului Iisus Hristos, mărturisește-ți păcatul și spune, Doamne Iisuse Hristoase, rupe orice legătură de peste viața mea. Doamne, trimite Duhul Sfânt, nu pot, dar Tu poți totul, Doamne. De aceea, mă rog ca Duhul Sfânt să coboare peste noi, pruncii noștri să fie cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, bătrânii și tinerii să-L caute pe Dumnezeu și planurile pe care Dumnezeu le are cu privire la viața ta să se împlinească în viața ta. Să nu spună Dumnezeu și despre tine, că despre numărul mare de planuri și prorocii, dar n-am putut să le mai împlinesc. Și să poată să spună Dumnezeu, le-am împlinit toate, că a fost un om după inima mea, lăudat să fie Domnul. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să intrăm într-o rugăciune înaintea Domnului. În rugăciunea asta fiecare dintre noi venim cu viața noastră. Și spunem, Doamne, cercetează-mă, Doamne. Deci sunt domenii în viața mea în care am ascultat de căpeteniile celui rău. Doamne, de mi-am aplecat urechea și mintea mea, Doamne, la nebuniile celui rău, Doamne. Doamne, curățește-mă în sângele Tău. Nu mă lăsa să trăiesc într-un dresaj spiritual, doar o formă de evlavie. Doamne, Dumnezeule, m-am săturat, Doamne, de ipocrizie, Doamne. Vreau să fiu real înaintea Ta. Caută-L Jehoiada, caută-L pe Hristos, mărturisește. Du-te stai 3 zile undeva, numai Tu cu Dumnezeu. Și spune, Doamne, nu mai sunt ceea ce am fost altă dată, dar mă pocăiesc, Doamne. Tu mi-ai vorbit, Doamne Dumnezeule. Și nu mai vreau să iau piatra, Doamne, nu mai vreau să mă răzvrătesc, ci vreau să mă prăbușesc înaintea Ta. Vreau să Te recunosc ca Domn și Mântuitor peste viața mea. Și de nu ți-ai dat viața lui Iisus, să fie seara în care să spui, Doamne Iisuse, intră și în inima mea, Doamne. Doamne, dă masca la o parte, Doamne, o mărturisesc înaintea Ta. Fă-mă real, Doamne. Fă-mă real, dă-mi apetit pentru Scriptură, pentru rugăciune și vreau să-L iubesc pe Iisus cu toată inima mea. A Domnului să fie toată gloria și slava, de acum și până în veci de veci. Amin.